Unde vorbesc? În ce direcție? Deci în... Ah, ok. Ah. Salut, sunt Petru and I've been Casper zoned. Cum am aflat că există Chris Casper și muzica lui? Păi eram acasă, lucram la ceva pe laptop și undeva pe fundal se auzea Hit Music Channel, singurul post TV de muzică de la noi care încă mai dă ceva muzică. Lucrând acolo pe laptop, am auzit piesa What You See. Reacția mea a fost de genul ăsta. Eram la laptop. Cine dracu' e ăsta? Și mi-am zis că nu e român, la cum sună muzica respectivă. Mi-a plăcut foarte mult, am văzut acolo Chris Casper, un no-name, mă gândeam eu. L-am căutat, l-am găsit, l-am pus frumos deoparte pentru Gary Knight. Și la un moment dat s-a întâmplat, după cred că un an sau doi, să ne și întâlnim undeva, iar eu să uit complet cum arată Chris Casper. L-am tratat cu indiferență că nu știam cine este, l-am salutat, evident, politețuri, după care la un moment dat a venit vorba despre faptul că acea persoană face muzică, l-am întrebat ce fel de muzică, pe uite, am o piesă, What You See, am și altele, pe care l-am întrebat... Eu cumva tu ești pe Hit Music Channel? Ba da. Ok, și așa ne-am întâlnit. Vorbim aici despre piesa What You See. Cea mai bună piesă a lui Chris Casper. De până acum. Orele mea. Topul meu Chris Casper ar fi, cred că un top 3. Și aș avea, încă nu știu ordinea, știu doar că pe locul întâi ar fi What You See, o bătălie între Godfather și My Roots. Dar n-am idee care pe cât. Probabil că Godfather ar fi pe 2. Da. Chris Casper, după părerea mea, l-am văzut în două forme până acum. Prima formă a fost aceea de la TV, evident, în care Chris Casper cântă și are un featuring cu o tipă, ok, nice, foarte mișto. După care am văzut proiectul Chris and the Caspers live la mine în studio și mi-a plăcut mai mult. Adică e altceva. Aș vedea mai mult varianta asta. Chris and the Caspers. E faină, e parcă mai ofertantă, dar acum știe Chris mai bine ce vrea de la viață. Asta e tricky, pentru că mi-am dat seama că mesajul Chris Casper nu e ăla pe care îl auzi așa la prima audiție, dacă vrei. Prima oară pe mine, ce puțin, muzica lui Chris Casper mă prinde prin cum e alcătuită. Abia de la 3-a, 4-a audiție încep să sesizez și versurile, e adevărat. Mă fură muzica mai întâi, după care ajung cumva și la versuri. Datorită acestui fapt, aș zice că ascultătorul de Chris Casper, că trebuie să fie unul cu un IQ peste medie, cât să poată fi atent la toate layerele astea pe care Chris le bagă în muzica lui. Dincolo, dacă mergem către demografice care țin de marketing, da, aș putea spune că ar trebui să fie habar n-am. Cu income mediu spre high și cu poziție de middle și top management, publicul AB, classic, premium. Da, pe acolo. De aceea, probabil că este necunoscut în România. Cred că publicul din România nu e prea pregătit, că nu e vorba de pregătire aici, dar nu cred că e atât de receptiv spre asemenea artiști. Nu știu de ce. Casper încă nu a penetrat plaja asta. Adică să fie așa cunoscut, să fie difuzat. Acolo unde ar fi trebuit să ajungă, din păcate. Deci da, cred că afară sunt mai multe șanse. Proiectul Chris Casper cred că e singurul proiect, sau printre puținele proiecte, care conțin ceva rap-ish things. Și în care să-mi placă. Nu sunt adeptul rap-ului. Asta faci tu? Răpăi? Cred că prin asta se diferențiază. În preferințele mele. Cumva combină foarte fain rap-ul cu alte genuri muzicale și iese produsul final. Un produs care mie îmi place foarte mult. Sfatul pentru ascultătorii Chris Casper / fanii. Comentați-i, dați-i share, dați-i feedback. Dacă simțiți nevoia, înjurați-l, pentru că orice feedback este bun. Propuneți lucruri. Hei, mi se pare mie că poate ar merge bine să faci o combinație între aia și aia și aia. Că poate unul nu s-a gândit la asta, apar n-am. Dar e important pentru un artist să audă de la oamenii cărora se adresează, să audă feedback.
ce face el poate nu e bun cum crede el. Poate e bun, poate nu e bun, poate nu e de ajuns de bun, poate ar putea fi mai bun. Mă rog, e bătărie dintre asta în capul unor artiști nebuni. Dar ascultătorul poate să-i dea feedback. Asta este important. Și neapărat sutiene pe scenă. Dacă aruncă sutiene pe scenă, înseamnă că a fost bine. Eu sunt Petru și am fost în Casper Zone pentru că nu mai avem baterie.